Sâmbătă s-a derulat în Comuna Peștera unul dintre cele mai ample proiecte ale ONG-ului Plantăm Fapte Bune în România. După ce în anii precedenți voluntarii au împădurit aproximativ 4 hectare de teren degradat, sâmbătă alții 10.000 de copaci au fost plantați în peștera de peste 300 de voluntari. Doi voluntari din București, Constanța, Megidia și Peștera au plantat sâmbătă 10.000 de puieții de glădiță și sălcioară, care în viitor vor servi drept perdea forestieră de protecție a drumului dintre localitățile Peștera și Izvorul. Aici este un obiectiv de perdea forestieră de protecție, este drumul care iese din Peștera spre comuna Izvorul. Suntem cu 300 de voluntari din Constanța și din București și Megidia, care vor planta 10.000 de copăcei astăzi, glădiță și sălcioară, pentru în viitor, pentru ca în viitor să fie o perdea forestieră de protecție. Ce urmează după aceasta, după ce astăzi ați plantat, ce urmează? În primul rând vom reveni în vară la îngrijirea plantației și în cazul în care va fi necesar, în toamnă la completări. În cazul în care nu va fi necesar, atunci vom căuta un alt obiectiv de împădurire în zonă, iar la scară mare, pentru că proiectul nostru este la nivel național, toamna aceasta vom da drumul la o acțiune simultană în 30 de județe, pe 24 octombrie cel mai probabil, pentru a mobiliza o țară întreagă, cel puțin. Avem parteneriat cu Ministerul Mediului în acest sens, cu Asociația Comunelor și, bineînțeles, căutăm voluntari de peste tot, de pretutindeni, care să se mobilizeze. Mesajul nostru este că pădurile contează nu numai pentru un aer curat, au beneficii și pentru fixarea solului, prevenirea inundațiilor, prevenirea înzăpezirilor, prevenirea deșertificării și, bineînțeles, păstrarea biodiversității. Copacii sunt cumpărați de la o pepinieră din localitate. Fondurile ne vin de la companiile care se implică cu voluntarii. De obicei le asigură și necesarul pentru activitatea lor, că sunt unelte, că sunt mănuși, că sunt puieți. Toate acestea sunt acoperite din aceste fonduri de responsabilitate socială, pentru că ei fac responsabilitate socială. De ce Peștera? În primul rând am găsit un primar disponibil și deschis la acțiunile acestea ale noastre. În al doilea rând, dânsul are, să zic, pregătire de silvicultură. Până la urmă, dânsul a început să planteze aici încă din 1982. Unii dintre noi ne nășteam atunci. Dânsul și-a dorit foarte mult ca în această localitate să-și continue obiectivul și în momentul în care am aflat despre planurile dânsului, i-am propus o colaborare și a fost deschis. Fapt pentru care ne aflăm noi aici astăzi și o să tot revenim. Primăria și Consiliul Local Peștera au oferit și de această dată sprijinul necesar pentru ca Plantăm Fapte Bune în România să ducă la bun sfârșit acțiunile programate în această localitate. Este un obicei deja să avem o colaborare cu mai multe ONG-uri pentru acest proiect Plantăm Fapte Bune. Probabil este cel mai viu proiect al societăților, al ONG-urilor, care cu siguranță în timp se vor revedea și le vom resimți și noi ca oameni, pentru că vom beneficia de binefacerile acestor arbori care se plantează astăzi în Comuna Peștera. Pentru mine a fost o extraordinar de mare bucurie, pentru că prima mea dragoste, prima mea meserie, să spun așa, a fost cea de pădurar. Eu mai având vreo 1000 de hectare de pădure plantat și anul trecut a fost prima noastră colaborare, am plantat cam 5 hectare de salcâm, care acum e dita mai pădurea după un an de zile, iar aici în spate vedem viitorii arbori care peste 2-3 ani de zile vor fi o frumusețe. Vom îmbina utilul cu plăcutul, pentru că este un aliniament pe marginea unui drum comunal care perioada iernii va funcționa ca un paravan împotriva înzăpezirii acestui drum. Continuați cu astfel de acțiuni la Peștera? Sigur că da. Cum am spus, după ani de zile de când am resimțit acea plăcere de a planta, cu siguranță în fiecare an am în proiect 3, 4, 5 hectare de pădure în raport de posibilități și de colaborările pe care le voi avea în viitor.
deci avem 5 hectare anul trecut, vreo 3 hectare anul acesta și în continuare, Doamne ajută, sperăm să continuăm acest proiect frumos. Voluntarii care au participat la plantarea de sâmbătă provin din rândul angajaților companiilor care sprijină Plantăm Fapte Bune în România, firme care activează în domenii ca audit, bancar, IT și transporturi. Pentru prima dată la peștera? La peștera, da. Pentru a doua oară, pentru această operațiune de plantat cu EcoAssist. De unde sunteți? București. Drum lung până la peștera. Nu ați mai găsit alt teren virant de împădurit până la peștera? Nu, era mai frumos aici. Așteptăm să vedem și peștera, cea adevărată. Da. Spuneți-mi, de ce faceți, de ce participați la aceste acțiuni? Păi ne dăm seama că e util să plantăm copaci pentru toată lumea. Și chiar și pentru noi facem mișcare. E o idee foarte bună. Și ne și place să o ducem la bun sfârșit, de-aia suntem și cam primii din câte văd. Dar la astfel de activități ați mai participat? Am mai participat și suntem foarte bucuroși să o facem din nou și o să o mai facem și altă dată, cu siguranță. Cum ai făcut-o astăzi, sâmbătă, ai lăsat somnul la o parte și ai venit la peștera să plantezi copăcei? Am vrut ca țara noastră să fie mai verde și mai frumoasă. Câți copăcei ai plantat până acum? Nu știu, nu i-am numărat. 15. Cât ți-ai propus? Cât ți-ai propus să plantezi astăzi? 35. Ai mai participat și la astfel de activități de genul acesta? Nu. Nu. Îți place aici la peștera? Da. Foarte mult. 50 dintre cei 302 voluntari au venit din Constanța, Peștera și Megidia. Aceștia s-au alăturat corporatiștilor bucureșteni în nobila cauză. Un grup de voluntari inimoși și parteneri ai proiectului Plantăm Fapte Bune în România, care an de an, uneori de două ori pe an, vin să planteze copaci pentru a proteja localitatea de intemperii, de viscol, de, hai să spunem, chiar lunăcări de teren. Acestea sunt inițiative care ar trebui cumva continuate și suplimentate în România, dar desigur este nevoie și de sprijinul autorităților, pentru că, deși e drept, țara este ridicată de voluntari, trebuie să existe cumva și o administrare din partea autorităților. Ați venit astăzi doar să munciți și pentru scopul nobil al acestei activități sau să vă delectați, să vă simțiți bine în natură? Este vorba, în primul rând, despre implicarea voluntară într-o acțiune de plantare. Partea cu delectarea, hai să spunem că este o continuare, este un bonus și este, de fapt, mai degrabă, în engleză se cheamă team building. Este o activitate de formare de echipă, pentru că voluntarii din Constanța, dar nu numai, chiar și cei care sunt veniți din altă parte a țării, trebuie să conștientizeze că efortul în echipă este cel care clădește ceva, care dăinuie. După ce toți cei 10.000 de copaci au fost plantați, voluntarii s-au bucurat de oaza de verdeață de la peștera, de aer curat, dar și de micii care sfârâiau pe grătar.